Putin vrea o victorie de orice fel în Ucraina până în luna mai, susțin oficiali americani. Va avea o paradă, indiferent de stadiul războiului. Rusia se concentrează pe preluarea controlului asupra Dambasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, după ce și-a revizuit strategia de război, iar un termen limită pentru atingerea acestor obiective ar fi începutul lunii mai, potrivit unor oficiali americani care sunt la curent cu cele mai recente evaluări ale serviciilor de informație ale SUA. După ce forțele terestre ale Rusiei nu au reușit să păstreze controlul asupra multora dintre teritoriile în care au luptat, Vladimir Putin se află sub presiunea de a demonstra că poate să înregistreze o victorie în Ucraina, spun oficialii citați. Iar restul țării este zona în care forțele Moscovei au cele mai mari șanse să preia controlul, adaugă ei. Liderul de la Kremlin ar fi stabilit ziua de 9 mai drept cea în care să celebreze o victorie de orice fel în Ucraina, spune unul dintre oficialii SUA cunoscută ca ziua victoriei. 9 mai este o sărbătoare foarte importantă pentru Rusia, care marchează atunci capitularea nazistă în cel de-al doilea război mondial cu o paradă uriașă de trupe și armament în fața Kremlinului, prin piața roșie. Alți oficiali spun însă că o victorie reală ar putea fi obținută mult mai departe de începutul lui mai. Termenul de 9 mai a fost avansat recent și de unii oficiali de la Kiev. Printre ei, secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Olexi Danilov, care a spus joi, 31 martie, că înainte de 9 mai, Putin a stabilit obiectivul unei parade a victoriei pentru acest război. Și fostul prim-ministru Arseniy Ațeniuc a declarat vineri, la CNN, că ucrainenii se vor confrunta cu o lună foarte complexă și dificilă, în timp ce Putin încearcă să respecte un termen limită. Potrivit oficialilor citați, un alt motiv care s-ar afla în spatele termenului limită de la începutul lunii viitoare este acela că, pe măsură ce temperaturile cresc și solul se înmoaie, va fi mai greu pentru unitățile terestre rusești să manevreze vehiculele militare. Totuși, oficialii americani și europeni spun că indiferent de termenele limită pe care Moscova le-ar stabili la nivel declarativ, nu schimbă realitatea din teren, aceea că Rusia pare să se pregătească pentru un conflict prelungit în Ucraina.